Celor prezenți, mulțumesc prefecturii, doamnei prefect, Consiliul Județean, domnul vicepreședinte, la toți cei prezenți, delegaților din Republica Moldova. În primul rând, numeroase delegații de la Soroca, domnul primar de la Soroca, Victor Său, este aici cu 40 de persoane, sigur este plasat de aici la Putna și vă rugăm să veniți în fiecare an. De asemenea, la fel, să văd exact ca să nu... Da, greșim, domnul Andrei Baterianu, e corect așa? Președintele Asociației Obștești Ștefan cel Mare și Sfânt și, în ultimul rând, brigăzii de poliție specială de la Chișinău, la felul bun venit la Suceava. Înțeleg, domnule Andrei Baterianu, că vreți să ne spuneți câteva cuvinte, da? Bună dimineața! Iertată să-mi fie emoția și bucurie de a mă afla împreună cu dumneavoastră. Noi, în semn de înaltă apreciere celui care ține scaunul Sucevii, exact așa cum l-a ținut Ștefan cel Mare și Sfânt, în semn de înaltă recunoștință, o să dăm citire unui ordin, domnul primar. O să rog colegul să mă ajute. Ordinul președintelui, Asociația Obștească Ștefan cel Mare și Sfânt. În semn de recunoștință pentru stăruință în afirmarea identității naționale și a unității de neam a românilor din România, Ucraina și Republica Moldova, se emite prezentul ordin. Ordon se decorează cu insignia de gradul 1, aur, Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 017, domnul Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, județul Suceava, România. Dacă n-ați participat când am un eveniment aici, sigur că statuia lui Ștefan cel Mare este strâns legată de cetatea lui Ștefan cel Mare. Noi am primit anul trecut 630 de ani de testare documentare a cetății de scaun. Ca atare vă amânăm o diplomă aniversară, de acord, da, diplomă aniversară de primăria municipiului Suceava, domnului Andrei Baterianu, președinte Asociației Obștești Ștefan cel Mare și Sfânt. Mă rog să o primiți și de asemenea, mulțumim frumos și vă așteptăm an de an să veniți aici la noi să sărbătorim Ștefan cel Mare. Doamne Dumnezeu!